Ce de frig afară! Mami, cu siguranță, am pregătit ceva gustos! Mami! 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 Dar unde-i mâncarea? Eu am dus copiii la școală și credeam că acasă mă așteaptă deja mâncarea. Dar masa e goală. Oare ce s-a întâmplat? Poate este cu Mihaela, plecat în parc. Stop! Căruțul este acasă și la fel este gol. Poate face duș? Mami! Nici aici nu este. Poate face ordine prin casă. Mami! 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 Nici aspiratorul nu se aude. Și nici mama nu se vede. Mami! Tati, nu fă gălăgie! Cum să nu fă gălăgie? Mie mi-este foame! Tati, du-te și-ți gătește singur și lasă-mă să dorm! Ia privește ce-ai făcut! Ai trezit-o pe Mihaela! Era și timpul să se trezească! Deja e dimineață! Tati, de ce ne-ai trezit? Ea deja nu o să mai doarmă! Ok, dacă așa de mult vrei să stai în pat, atunci te provoc să stai 24 de ore în pat! Super! Dar ce facem cu bebelușul? Ok, atunci reformulez provocarea. Challenge-ul, 24 de ore în pat cu bebelușul! Ce? Imposibil! Cum o voi spăla? Cum o voi hrăni? Și pentru ca să te pregătești de acest challenge, ai la dispoziție doar 3 minute! Și apropo, timpul începe să curgă! Înseamnă că nu am mult timp la dispoziție! Mă duc să pregătesc toate cele necesare! Dar eu îți recomand să te grăbești, pentru că deja s-au scurs 20 de secunde! Atunci voi pleca în camera Meliței! Doar prima trebuie să pregătesc haine pentru mine, dar și pentru Mihaela! Ale miele! Pentru Mihaela! Ui, ce să-mi iau de aici? Vitaminele și peptinele și periuța de dinți! Uu, leagănul! Le iau pe ambele! Îți aduc la cunoștință că deja s-au scurs 45 secunde, 46, 47! Ce mă grăbești? Să le iau pe toate! Și mâncare să-mi pregătesc! Voi sta aici! Pasta, periuța! De aici să mă iau pierna? Da, ce trebuie? Telefonul! Mai să uite el! Tati, cât timp mai am la dispoziție? Nici mai mult, nici mai puțin de un minut! Deja 58 de secunde! 57? Sigur nu reușesc! Nu reușesc, mă grăbesc! Tare mai plac ghirlandele astea! Să le iau și pe ele! Să fac frumos la noi în cameră! Să fie și mai interesant challenge-ul! Eu pe toate! Așa! Este! Ce să-mi iau, ce să mă... cereale? Sunt! Ceai de mușețel, un bol, o lingură, așa, lapte la cereale. Este iaurt, iaurt, ce să mai iau? Ceai, cană, termos, cană, apă să iau. E caldă. Sunt aici. Mai ai 35 de secunde. Să iau și căruțul. Voi avea nevoie de el. Și măsuța va fi perfect în pat. De mare ajutor.
O problemă se pare că foarte mare. Nu voi putea duce căruțul sus. Se simte bucuria. Să las toate astea și să reușesc să o iau și pe Mihaela. Este. Mai am clipit mărade. Micuță, mă așteptai. Mihaela, dar cum să te iau? Cu tot cu bătuț. Gata, nu plânge, nu plânge. O, Mihaela, bine că are roți bătuțul tău. Bravo, mami, doar că ți-a rămas 10 secunde. 9. Trebuie să reușim. Altfel, pierdem challenge-ul, Mihaela. Așa, ce de probă ești? 7. 6, 3, 2 și 1! Am reușit! Cât pe ce să pierzi challenge-ul fără a începe? Nu ne dăm noi bătute, da, Mihaela! Am obosit până am cărat toate lucrurile aici. Imediat aranjăm totul și mă ocup și de tine. Ok? Salutare! Cu voi este Mihaela și mami și în sfârșit facem mega challenge-ul 24 de ore cu Mihaela pe pat în dormitorul Melisei! Să înceapă challenge-ul! Dar de aici eu îi monitoriza ca voi să nu încălcați regulamentul! Dar el este unul simplu! Important să nu calci pe podea și să stai doar în pat! Toate totuși 24 de ore le petrec în toată camera sau doar pe pat? Desigur, doar pe pat! Și cum ajung la scuticile Mihaelei? Asta deja este problema ta! Ok, dar inițial să-mi amenajez spațiul de locuit pentru următoarele 24 de ore! Și cel mai important, ce bine este că termostatul chiar e în camera noastră! De fapt, camera Melisei, care pentru 24 de ore este a mea și a Mihaelei. Hai să setăm temperatura să fie una confortabilă. Eu zic că 24 de grade este super ok. Așa? Într-adevăr, la noi Melisa reglează temperatura în toată casa. Da, știu. Însă mereu Melisa o pune la temperatura 22, iar eu am pus-o la 24. Să fie cald Mihaelei. Mami, dar tu știi că în toată Europa, în afară de România și Republica Moldova, oamenii stau în casă la temperaturi mult mai joase. 18, maximum 22 de grade, mami. Iar voi irosiți căldură, mami, foarte multă. Știu, tate, astea sunt recomandările medicilor, pediatrii. Dar noi suntem foarte friguroase cu Mihaela și vreau să ne fie cald. Hai să fac ordine aici, să-mi aranjez toată mâncarea. Cred că acolo, pe noptier, că nu am altă ieșire de situație. Așa. Și laptele este. Mihaela, aici va fi mini bucătăria noastră. Așa, și bolul. Iaurtul. Și cel mai interesant, Mihaela încă este liniștită. De obicei e foarte gălăgioasă în casa noastră. Au, corect! Da, tate? Ea are un regim deosebit. Se culcă la ora 2 și se trezește la ora 7. Așa este. E cea mai activă din familia noastră. Cine? Bebelușul Mihaela Andreea. Da, puiuțu. Da, drăguțe. Așa, cu mini bucătărie ne-am clarificat. Iar acum să aranjăm hainele, da, Mihaela? Imediat vin și la tine. Unde să pun leoganul? Aici? Le voi pune aici pe noptieră. Va fi dulapul nostru pentru 24 de ore. Este. Vai, și jucărie, Mihaela, avem. Melisa a lăsat-o aici. Și ce interesant, din cerb se transformă în ursuleț. O să-ți placă, ne vom juca amândouă împreună. Tot acolo pe noptieră să pun, desigur, vitamina D3 și picăturile pentru colici, burtica Mihaelei să nu aibă de suferit. Și am luat și niște ulei de masaj. Vom face astăzi masaj bebelușului. Fără ele nu putem. Să le punem tot aici, pentru că vom avea imediat nevoie de ele. Aici o voi schimba pe Mihaela, pentru că
Melissa se supără foarte tare când Mihaela regurgitează și mai iese lapte pe alături. Da, mami, fii atentă, pentru că Melissa iubește ca în camera ei să fie impecabil. Nu știu dacă aia este locația bună. Știu, tate, de asta și m-am asigurat cu pelincuța. Așa, acum să trecem la decorațiune. Vai, s-au încălcit toate. Ciodurile, lăsă-mă într-o parte, că ne cheamă Mihaela. Da, desigur. Oi, vin încoace. Zi, ce mă lași în pătuțul meu? Vreau și eu acolo sus cu tine. Da? Așa este mereu când vine vorba despre Mihaela. Lăsăm totul într-o parte și ne ocupăm doar de ea. Și acum Mihaela vrea să ia micul dejun. Da, doar că eu am rămas flămând. Dar lasă că după acest challenge sper că o să bagi mintea în cap. Orjo, Mihaela, am mâncat, iar acum să ne punem aici în leagăn. Op, este. Fixăm centurile. Cu toate că nu are unde să fugă, că încă nu poate. Dar oricum, suntem precauți. Și ne asigurăm. Și am pornit leagănul. Hai, Mihaela, stai cu minte aici până mami decorează dormitorul nostru. Tu cum zici? Să punem oare aici ghirlandele? Sau în altă parte? Eu zic că parcă aici e locul. Așa. Este. Le-am fixat. Și să testăm să vedem. Luminează. Este. Și aici. Wow! Ce bine! Mihaela, avem luminițe, ghirlande! Ce, Mihaela, mă chem? Hai că vii, uite că am luat și o jucărie pentru tine. Ce este asta? Un soare, o floare? Hei, Mihaela, vezi? Stai pe pat, dar mami încă nu. Să pregătesc micul dejun, că mi-este foame. Mami, dar ce programare de dimineață? Dar unde e gimnastica? Unde e toaleta de dimineață? Of, tati, de foame ce-mi este, am și uitat! Mihaela, ne apucăm de gimnastică! Bine, eu te las și mă duc și eu să mănânc ceva, să-mi fac micul dejun. Hai! Aaaa, dar ce s-a întâmplat? Mihaela, Andreea, te-ai supărat că tati a plecat? Da, nu te supăra. Facem gimnastica împreună, da? Hai să vedem. Cum facem noi gimnastica cu Mihaela în brață? Un challenge foarte greu. Mihaela a dormit? Să fac totuși gimnastică? Că e dimineață, după aia toaleta și doar după aia voi mânca. Așa. Să mă ridic în picioare. Destul de ok. Doar că e așa mai... neobișnuit să faci gimnastică pe pat. Op, 2, 3, 4. Doar stai, Melissa avea undeva pe aici o bicicletă, trebuie să o pedalezi și în același timp faci gimnastică. Ia să o caut eu. Ia să vedem. O, voi ce de înalt patul ăsta. O, ce e asta? Mașinuță? E mașina lui Mircea. De ce caută ea aici? Ia să vedem ce mai este sub pat. Oh, iată unde erai. Oh, este, te-am găsit. Oh, și patul ăsta. Oh, aici erai. Așa. Nimeni n-a spus că pe bicicletă nu e voie. Așa, conturizăm pașii și să procedem la drum. Op, op, huuu. Ce bine și ce noroc am găsit aici la Melissa bicicleta. Huuu, ce bine mă simt. Super. Oh, Mihaela, eu te urmăresc și mai nu am căzut de pe bicicletă. Mami, ce faci?
Ai încălcat regulamentul! Cum așa? Eu sunt lângă pat, pe podea nu am călcat! Da, dar bicicleta nici de cum nu este pat! Ai încălcat și le aveau pedeapsă! Ți-o spun mai târziu! Pedeapsă? Păi nu tu ai spus să fac gimnastică? Am spus, dar doar că pe pat și atât! Și eu făcusem pe pat! Lasă bicicleta! O pun la loc! Da, încă n-am început bine challenge-ul și deja uite că am pedepse! Tati, ești cam sever! Challenge-ul este challenge și regulile trebuie să respectate cu strictețe! Ok! Ia să vedem ce mai are Melissa pe aici! Stai că are aici o ladă, un scaun... Jucării! Doar asta ce mai poate fi? Nu știu... Pijamale? Nimic interesant! Trebuie să mă spăl pe dinți! Așa... Este! Pasta e nouă! Este... Punem pe peluță... Dar n-am luat apă! Cum mă spăl pe dinți? Am doar apă fierbinte! Înseamnă că va trebui să-ți recurești apa! Sau ai altceva? Lapte văd cum ai acolo! Da, cu lapte încă nu mi-am spălat dinții! Uite că pe masa Melisei văd o sticlă! Poate are apă în ea? Sigur are apă! Văd de aici! Dar cum să ajung la ea? Să încerc cumva să mă întind? Dar nu ajung! Tati, mă ajuți? Desigur că te ajut! Poftim! Ce? Tati! Asta e, mami! Trebuia să te gândești și la acest aspect! Lasă că mă descurc eu și fără tine! Am eu o soluție! Aici văzusem cleștele de la mare! Cu el sigur ajung până acolo! Mă voi căram eu că ei nu pun lucrurile la loc! Dar uite că de data asta îmi vor fi de folos! Da, nu m-am gândit nici eu! Da? Și ce ai să faci? Și pătuțul Mihaelei! Ia să vedem! Este! Și... numai nu jos! Este, tati! Mami e salvată! Am apă! Acum să-mi iau și peria! Și... Ce? Ha, unde se scui? E bun, în termos! Mihail își continuă somnul. Ce trezește, Mihail? M-am spalat pe dinți, bine, și să le pun aici, le duc în partea aialaltă. Așa, iar acum suntem pregătiți pentru micul dejun. Abia aștept să mănânc, că mi-este foame. Da, văd, mami, că ieși din încurcătură. Da, cum să nu ieși din încurcătură? Să te vedem mai departe ce să faci. Ce crezi, că m-am gândit eu? Am și măsuță. Uite așa, o iau de aici și le pun mie aici pe pot. Așa. Tadam! Este. Pac! Voi! Ei, văzut? Îmi pun cereale, adoratele din ultima perioadă. Din ovăz, tati! Dar eu am mâncat fulgi de ce fără gust! Care au multe fructe? Nu aveau fructe! Și fără lapte ai mâncat? Cu lapte! Ce să faci, tati? Dacă mai rămâne, îți las și ție, bine? Hai! Tati? Se pare că... este! Credeam că nu-l pot desface. Așa... Voi avea un mic dejun copios și sănătos!
Nu doar Mihaela și tu. Știi că mi-a început să-mi placă challenge-ul. Văd. E fain. Ce delicioși sunt. Hai lasă, mami, nu te cred. Dacă va mânca mami sănătos, va mânca și Mihaela sănătos. Așa este. Trebuie să mâncăm bine, bine. Să adunăm multe vitamine. Deja e finisat totul. Da, dar ce-ai crezut? Se trezește și Mihaela între timp. Îmi voi face și un ceai. Fără ceai nu putem. Cum să spăl cana? Stai că am o soluție. Așa. Ce să faci, dar ceai trebuie să bem. Și? Ce faci mai departe? Fac aici ceaiul. Acolo? Dar ce să fac, tati? Ai să bei ceai din cana asta? Acolo ți-ai spălat dinții. Și ce, tati? Ai și tu acum. Ai văzut că am spălat-o și am turnat în bol. Dă să spăl și eu dinții acolo. Doar după ce beau eu ceai. Și pachetelul este părață. Lasă, tati, că e bun și așa. N-am linguriță. Ai lingură? Am lingură, tati. Hai, zahăr ai? Bun. Sau fără? Beau fără zahăr. Și eu la fel. Ok. Dar ce e drept, ceai din mușețel sau din alte plante, îmi place și mie. Cât mai natural și toti, fii atent, e produs în România.